Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC. Invitatul meu de astăzi, mult mai deștept decât mine, este doctor în sociologie, o să-l vedeți îndată, dar până să trecem la interviu, trebuie să fac plasarea, să o dăm deoparte, să scăpăm de o problemă. Dacă ți-e foame cumva, s-ar putea să îți fie util codul George15 ca să faci o comandă de pe Food Panda. După cum știți, am mai spus chestia asta și mie îmi place Food Panda și atunci fac comenzi de pe Food Panda și dacă ești la prima comandă, poți să încerci cu codul George15. Și gata, plasarea. Și acum, așa e pe internet, dar mai întrebat dacă am devenit vlogger. Să facem bani din plasări și noi nu avem pauză publicitară ca la TV. Invitatul mult mai deștept decât mine de astăzi, pe care l-am trezit așa cu noaptea în cap, este Gelu Duminică, doctor în sociologie. Și simplu fapt că mi-a din start așa dat la o parte orice a zis, nu Gelu, nu domn profesor, nu nimic, arată foarte mult despre faptul că cât de, nu știu, cât de relaxat ești în legătură cu atitudinea celorlalți în jurul tău. Păi, Doamne iartă-mă, dacă maică mea vrea să-mi spună lumea Domnul, îmi punea prenumele Domnul. Cum mi-a zis Gelu, acum ce să facem? Alt nume n-am. Dar Gelu este un nume de alint? Adică e un diminutiv? Nu, chiar nu. Gelu, e o poveste în spate, dar noi am mai avut un frate. Ok. Cel mai mare frate al nostru, care din păcate a decedat când avea 13 ani jumate în 76 mai. Și în momentul în care a murit, maica mea, o femeie extrem de credincioasă, fără de carte, a considerat că Dumnezeu nu există. Pentru că dacă exista... Nu-i murea băiatul. Nu-i murea băiatul și o auzea în momentul în care se ruga ca să-l salveze. Numai că Dumnezeu a avut un pic alt plan, știi? Și la câteva săptămâni, la o lună, afla că e însărcinată. A mea mamă nu mai avea voie să facă copii pentru că pe fratele meu dinainte îl născuse prematur cu ceva probleme și medicii atunci i-au recomandat avortul. Uh-huh. Și mama a zis, eu avort? No. Dumnezeu mi-a răspuns cu totul altfel. Uh-huh. La 9 luni și 8 zile după ce a murit fratele meu, m-am născut eu. Fantastic. Da, și atunci mama a zis că Dumnezeu i-a luat unul și i-a dat altul, motiv pentru care eu port numele fratelui meu, Gelu. Gelu. Gelu Duminică, un nume foarte frumos. Ah, da, Duminică, habar n-am de unde vine, dar taică-miu e din Basarabia, okay. Din regiunea Comrat, Transnistria. Satul e plin de duminicoși, dar n-aș putea să spun de unde. Are legătură cumva cu deportările din... Nu, eram cu mult înainte de deportări, pentru că, spre exemplu, din partea mamei am găsit rude în zona de robie, din partea tatălui de asemenea. Ok. Dar acum nu știu care este, de unde vine. Foarte probabil, și aici e doar o ipoteză, dacă dezrobirea lor se fi produs într-o sfântă zi de duminică. Da? Și foarte mulți dintre cei care erau dezrobiți primeau fie numele deținătorului, Stănescu. Da? Băru Stănescu care deținea și așa mai departe, pentru că ei nu aveau prenume. Da. Da? Sau o numele unei zile sfinte care era în acea perioadă. Uh-huh. Da? Duminică, foarte probabil. Duminică. E doar o ipoteză, nu aș putea să spun, okay. E doar o ipoteză pe care o lansez după ce am discutat cu foarte multe dintre rudele mele și am întrebat și eu, de unde vă, frate? Da? Și faptul că în un întreg sat, care nu este neapărat legat în legătură de rudenie, poartă acest nume... Sat. Da, satul Comrat. Da, toți satul romii, Comrat, toți... Da, marea majoritate de acolo... Sunt duminică. Sunt duminică, cu toate că nu se recunosc ca fiind rude de sânge. Ok. Da, exact cum e Stănescu la noi. Eu găsesc Stănescu, dar în toată regiunea de nord a Moldovei. Dar în neam cum? Alu cine? A, noi eram alu Ion Fieraru, spre exemplu. Iată. Da, bunicul era Fierar. Da. Pentru că văd o paralelă interesantă aici. Și deja am intrat direct în discuție, voiam eu să fac o introducere mai complexă, dar revenim acolo. În toate neamurile, în toate etniile, există genul ăsta de a da nume oamenilor care nu au nume de familie. Spre exemplu, din câte am mai citit, în zona Moldovei, mulți sunt ailenei, văduvii, avădanii. Pentru că, pur și simplu, erau copii rămași cu văduve după ce bărbații s-au prăpădit prin război, sau prin războaie, sau prin cine știe ce răscoală sau ce au pățit ei. Și când au fost trecuți în scripte, a cui ești, mă? Mai e și o altă teorie, dar odată e ceea ce spui tu, și a doua teorie este că
Multe dintre nașterile realizate în spațiu românesc, da, nu erau legalizate, adică nu erau anunțate la stare civilă sau ce Dumnezeu exista. Or fi toate acum. Nici acum nu sunt, da, însă sunt din ce în ce mai puține și asta e un lucru bun. Însă în acea perioadă erau oarecum normal să-ți declari copilul dacă îl declarai după vreo 5 luni, 7 luni, 10 ani. Sau măcar la 18 ani. Mai departe, da. Și atunci trebuia să... Dar numele de familie nu era neapărat o chestiune de identitate. Da, și atunci, în momentul în care s-au făcut acte, trebuiau să se găsească actele. Însă și să îi se dea un nume de familie și își lua fiecare un nume de familie dat mai degrabă de cognomen, de poreclă. Pentru că la nivelul satului, la nivelul comunității rurale, pentru a putea totul să identifice, se foloseau tot felul de porecle. Uh-huh. Mama, spre exemplu, la țară, da, ea fiind neam de rom vătrași, rom sedentarizați după dezrobire, era Alina lui Râpă. Alina lui Râpă. Da, pentru că dacă spunea Achiței, trei sferturi din sat era Achiței. Aha. Da, și atunci cine e Achiței? Da, și atunci unul era lui Râpă, altul era lui Deal, altul era lui Pârțog, altul era lui Cutare. Da, fiecare având în spate, de fapt, un eveniment care le-a dat identitatea. Străbunicul meu, sau nu, străbunicul, cel care a dat numele al lui Râpă, a fost născut de străbunica, cu toată durerea afacerilor, când era într-o râpă. Da? Păi, din cauza atunci, efortului, probabil. Da, Dumnezeu știe. Și atunci a rămas alul Râpă. Alul Râpă, da? Acolo s-a întâmplat. Acolo s-a întâmplat. Deci toți aveau un fel de cognomen în funcție de... Da, Gusti explică destul de bine monografia realizată undeva în perioada interbelică. E fascinant să afli de unde vin numele. Spre exemplu, și am încercat, nu știm exact de unde vin numele Buhnici, bănuim, pentru că eu sunt de neam, ai mei sunt de neam, de fapt, din zona Moldovei. S-ar putea să șocheze mulți care se uită. Da, suntem că... amândoi moldoveni, da? Exact. Moldova rules. Exact, se știe. Într-un fel sau altul suntem toți moldoveni. Dar să nu zicem sârmă, că să ne aplicăm amândoi, știi? Asta este gluma cu care am crescut la Brașov. Da, una da, dintre da. Glumele alea, știi? Da, da, da. Glume de la care... Da, 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 da. Care, din nou, da, știi, are, ca orice prejudecat, are un sâmbure de adevăr. Da, prejudecat. Și ai mei au venit cu trenul la Brașov, da, prejudecata din Moldova. Prejudecata înseamnă, știi, în momentul în care generalizezi pentru un grup, pornind de la un adevăr. Okay. Da, gagica m-a înșelat, toate fetele sunt curve. Bă, gagicul m-a înșelat, tot bărbații sunt niște porci. Bine, la bărbați mai există un adevăr. Ba, adevărul e că împărțim peste 95% din ADN cu porci. Exact. Da. 95% e adevărat. Sunt porci. Da. E, la fel e și cu chestia asta cu sârmă. Și o să discutăm poate despre prejudecăți mai încolo. Dar vin la chestia asta ca să... Cei care ne văd, probabil au început deja să se șocheze. Pentru că avem în față un doctor în sociologie, da, de etnie romă, deloc din Galați, dintr-o mamă, cum ai zis și tu, fără carte, dar foarte credincioasă, tatăl docher, dacă am reținut bine. Muncitor docher, 7 clase, da. Așa, bunica mea la fost fel. Fost cerșător, tata. Fost cerșător. Uh-huh. Deci, practic, a avut o carieră înainte de a fi docher. Da? Nu a venit pur și simplu așa fără școală. Nu, nu, nu. Ea, avea școala vieții. Și a avut cât era școala obligatorie în acea perioadă. Taică mi-a rămas orfan la 14 ani. Bunicul a murit după ce a venit de pe front. Nu, hai să-l iau așa un pic ușor. Dar ai mei fusese destul de înstăriți înainte de toată povestea asta cu cel de-al doilea război mondial. După cum am spus, bunicul era fierar în Comrat. Da? Și avea o meserie care producea destul de mulți bani, să zicem așa. Adică ce făcea? Făcea unelte? Tot ce era nevoie, da, da. Meseriile romilor, de fapt, erau extrem de importante pentru economia. Bineînțeles. Că nu exista mai mult de bricolaj și nu exista made in China. Sigur, și atunci tot ce însemna de la porți până la potcovitul carului, de la știu eu ce unelte până la știu eu ce chestiuni de artizanat pe care le folosește fiecare în curte, erau făcute de peșteșugari. Da, meseria bunicului meu aducea cu sine o mulțime de comenzi din partea zonei, nu neam numai din satului, pentru că meseriile romilor erau strâns conectate de meseriile românilor. Adică
țăranii români, spre exemplu, lucrau pământul, aveau nevoie de unelte. Da? Uneltele produceau romii. Toate materialele de, toate ustensilele de us casnic erau făcute de romi și reparate de romi, spoitorii. Bineînțeles. Da? Tot ce înseamnă, spre exemplu, industrie ușoară, uite să o luăm așa, dar erau făcute tot cu ajutorul romilor, care făceau ace, agrafe, materiale, nasturi și așa mai departe. Dar cocalari, coca în limba romanie înseamnă os. Și le făceau din os de foarte multe ori. Ok, deci cocalar vine de la... Da, e o meserie tradițională, vine din România, os, da, cei care lucrau cu oasele. Da, okay. Și oasele animalele luau și le transformau în tot felul de unelte, de us casnic, da, ace, agrafe, pieptări și așa mai departe. Da, și meseriile erau destul de conectate. La un moment dat, familia a decis să se mute la Galați, din nemotive. Da, unde a fost? Da? Unde a stat? În Comrad. În Comrad, da, în Basarabia. Deci cum ar veni, s-au mutat în Galați undeva prin 30, da, și pe urmă au început un comerț cu porci. Da, în sensul că adunau porci din jurul Galațiului și le vindeau unui industriaș din București care avea o fabrică de mezeluri. Uh-huh. A venit al doilea război mondial, pe bunicul l-au concentrat, da, l-au luat în armată și pe urmă a fost marele bombardament din Galați în 43, dar din păcate casa bunicilor mei a fost pusă la pământ de bombardament. Împreună cu acea distrugere de casă s-a dus și toată averea lor, pentru că se spune că banii aveau un mijloc cu care să-i îngropați, da? Și că cineva i-a furat. Nu, pe românește, da? Cineva, și, nu se știe, da, cine. Bun, se bănuiește, da? Aha, da, se bănuiește. Însă, din familia extrem de mândră, care avea o casă cu 24 de camere, da? Deci casă mare, destul de bine, da? Aveau chiria și așa mai departe. Casă în Galați, 24 undeva pe Poșta Veche, uite și spun și unde. Da? Au ajuns sărași lipiți. După aceea au venit epurările etnice, parte din familia noastră a fost luată și deportată. În condițiile în care, repet, bunicul era pe front. Da? Statul pentru care lupta i-a depărtat familia, cu toate că legislația spunea că nu ar trebui să fie luați familiile combatanților. Și, da, i-au ajuns să cerșească ca să poată să supraviețuiască. Bunicul când s-a întors destul de bună. Nu a ajuns să cerșească. Noi, țara, l-am pus în starea aia. Nu, eu îți spun ce s-a întâmplat. Mai departe, fiecare trage concluziile. Da? Și bunicul s-a întors de pe front după ce a fost rănit la Cotul Donului. Da? S-a întors. A fost trimis acasă, a murit la câteva luni după aceea. N-a apucat să-și vadă familia, cea care a supraviețuit, întoarsă. A făcut foarte multe demersuri, am documentele din arhivă pentru a-și aduce familia înapoi. Cred că a murit și de supărare, în parte. Nu, știi, toate lucrurile, acum, logică, supărarea a contat, însă eu îți spun așa factual pentru că nu am dovezi pentru chestiile astea. Pentru tot ceea ce am spus mai devreme, am dovezi, da? Pentru că sunt documente de arhivă pe care le-am colectat de-a lungul acum anului. Vorbește doctorul, vorbește omul de știință. Nu, uite, o să-ți spun imediat și adu-mi aminte de pe chestia asta, da? Și la câțiva ani după aceea, deci au ajuns să lipească casele, da, bunica a devenit un fel de menajeră, da, în casele celor mai înstăriți, până când a murit și ea când a avut 14 ani, când tatăl meu avea 14 ani. Și în momentul ăla tatăl meu, cel mai mic dintre frați, a rămas orfan. Și a trebuit să se lase de școală, da, reușise să finalizeze ciclul obligatoriu, era 7 clase în acea perioadă, da, și a trebuit să se lase de școală și să înceapă să-și câștige existența. Da, din cerșătorul, din copilul ăla care era folosit la cerșit, da, când era mic, pentru a supraviețui efectiv o întreagă familie. Dar el a zis, știi, copiii mei nu trebuie să crească așa. Motiv pentru care tata, spre exemplu, avea mare teamă ca să avem ce mânca. Pentru tata nu contau foarte mult mobilele, casa, știu eu ce. Pentru el conta mâncarea. Dar era extrem de important ca frigiderul să fie, da, suficient de plin încât să asigure un confort, da, știu, familiei. Pentru simplu motiv că el suferise. Da, el suferise de chestia asta. Cred că toți compensăm acolo. Da, și era o chestie de compensare. Da, vis-a-vis de doctor, nu doctorul vorbea, Doamne ferește, nu m-a făcut mama doctor. Și pentru mine titlul ăla nu contează decât îmi dă voie să predau în fața studenților și să fiu în conexiune cu ei. Și pentru mine, știi, noi de foarte multe ori, tot ceea ce spunem este pus sub umbra îndoielii, noi romii.
Și de multe ori trebuie să dovedim. Uite, vezi? Da? Și trebuie să venim să spunem că suntem mai curați decât ceilalți, mai cumiți decât ceilalți, pentru că la noi întotdeauna este umbra aia de neîncredere. Hai mă, pe bune, ai încredere în țiganul. Țiganul nu-i om nici în ziua de Paște. Nici țiganul nu-i ca, nu cum e, nici răchita nu-i ca pomul, nici țiganul nu-i ca omul. Da, chestiuni din folclorul românesc. Și atunci okay. Noi avem chestia asta, nu știam, dar... avem știi, suntem de foarte multe ori obligați să dovedim, da, de două ori mai mult decât tine, spre exemplu, ceea ce este evident. Ai fi surprins. Suntem cu toții, într-o fel sau altul, și moldoveni și romi, pentru că suntem cu toții venetici în viețile noastre. Și despre asta aș vrea să vorbim astăzi, aș vrea să ne confruntăm cu sinceritate, voi în confortul de acasă, în spațiul în care vă uitați la acest interviu, acest podcast, cu niște prejudecăți, cu stereotipurile pe care, de care abuzăm în fiecare zi, pentru că am așa un feeling că sub poșghița asta de civilizație, de pasionați de tehnologie, de călătorii, conectați cu, pe internet, cu tot felul de chestii, când, cât scutam noi mai devreme, dacă dai hainele jos de pe român și rămâne așa un pic în fundul gol, e mai puțin domn decât vrea el să creadă. Hai să folosim o metaforă. Nu ne spălăm, dar folosim haine de firmă. Din punct de vedere al toleranței și al discriminării, și deja am zis un cuvânt care o să taie cheful multora, cam așa este. Nu ne spălăm, dar purtăm haine de firmă. Nu avem cum să schimbăm ceea ce nu vrem să schimbăm și ceea ce nu conștientizăm că trebuie schimbat. Știi? Dar eu cred că este momentul, în contextul actual, și încă o dată nu a început de la noi, dar nu dăm noi tonul, măcar ne luăm după ce se întâmplă afară. Dacă peste ocean ăia sunt în stare să iasă în stradă și să facă revoluție dacă e nevoie, a nu știu câta oară, că nu e prima oară când încearcă, să obțină niște drepturi pentru o etnie, o rasă care este pusă într-o situație dificilă de sute de ani, bă, poate n-ar fi rău să avem măcar o conversație și noi pe aici. Pentru că nu suntem, am mai spus chestia asta, eu nu cred că suntem radical diferiți. Am văzut români care spun în postările lor de pe social media, dar ce mă ar trebui să fiu jenat acum că sunt alb? Nu. Răspunsul e nu. Dar nici eu nu trebuie să mă simt jenat că sunt mai închis la culoare. Și dar, nici eu nu trebuie să dovedesc de trei ori mai mult decât tine ceea ce tu nu trebuie să dovedești. Pentru că încă da. Trebuie să dovedești. Oh, da, da, și încă, da, nu, uite, știi că discutam înainte, dar cel mai de neînțeles pentru mine, da, în experiența mea personală, a fost în momentul în care îmi plăcea de o fată și ea îmi spunea, nu pot să vorbesc cu tine, că nu-mi dă voie mama să vorbesc cu țigani. Băi, nu înțelegeam pe aia. Știi, adică eram un copil cu minte, mă spălam, nu furam decât inimi, poate. Da? Doamne iartă-mă, știi? Și nu înțelegeam ce trebuie să fac. Adică, care ar fi chestiunea asta, știi, pe care ar trebui să o pun în practică, astfel încât să fiu judecat după ceea ce sunt, nu după culoarea mea. Și dacă merit nasoale, să primesc nasoale. Dar să nu primesc nasoale pentru că cineva crede că merit nasoale fără să mă cunoască. Știi, și atunci recunosc că aveam sufletul destul de schilodit în acea perioadă adolescentină, în chifeți, da? E traumatizant să fii refuzat de o fată. Da, e, și nu era doar una. Și mă duceam, spre exemplu, mă vedeam maică-mea trist, știi, și maică-mea întotdeauna spunea, mami, nu te merită. Mă, cum să spun eu, nu m-a ajutat foarte mult chestia aia. Îmi dădeam seama. Dar acum crezi? Cu siguranță, da, cu siguranță că, știi, nu ar fi meritat. Știi, e nasol când nu vezi iubirea, da? Sentimentele, respectul și așa mai departe și da, vezi doar culoarea. Și culoarea te face să nu vezi, da, chestiunile alea care contează cu adevărat în relație. Dar în același timp, acum uitându-mă așa în spate, înțeleg fetele alea. Pentru că nu e foarte ușor să fii lângă cineva care este diferit. Nu e ușor să fii femeie, în primul rând, pardon, fată în România și să ai propriile tale idei. Bun, și mai ales în momentul în care ești, spre exemplu, îți asumi o relație cu cineva care este considerat a priori ca fiind inferior. Pentru că orice aș face, orice aș drege, crede-mă că mulți o să zică, bă, ăsta e un țigan deștept, nu e un tip deștept, nu e un nu știu exact. Cum. Zică un țigan deștept, știi? Și acum mă uit în ochii celor care se uită la noi, pentru că cei mai mulți dintre noi am crescut cu porcările astea, cu ideile astea preconcepute, cu stereotipurile astea și oricât de mult ne iubim familia, din familie le-am învățat, din familia lărgită, din societate și trebuie să facem cumva să ne rupem
de acel trecut, dacă vrem cu adevărat egalitate și pentru noi, pentru că cu toți avem povești în care am fost puși în inferioritate. Cu toții ne-am simțit prost într-o zi. Într-o zi în care nu am fost tratați corect. Eu m-am simțit venetic toată viața. Ai putea zice că eu sunt unul dintre, bă, da, până și tu te plângi? Bă, da, pot da povești din alea de... Mie mi se zbărlește încă pielea că mi-aduc aminte. Sigur. Umilințe pe care le-am primit pentru că eram nou venit. Eram un pic diferit. Erai în afara grupului. Da. Da? Nu, da, din păcate, știi, foarte multe societăți din astea tradiționale, conservatoare, da, sunt centrate mai degrabă pe frăția dată de apartenență la grup. Suntem noi cu noi. Dar ce definește grupul ăla? De unde știm noi că suntem noi? Oh, știi, aici intrăm într-o discuție despre identitate. Da. Fiecare începem... No, ce suntem mai degrabă? Români sau europeni? Bă, noi suntem albi, noi suntem creștini ortodoxi. Bun, aduți și aminte... noi nu furăm, noi nu facem tâmpenii. Nu, noi suntem ceilalți fac. Da? Ceilalți, așa. Însă aduți aminte ce s-a întâmplat până acum câțiva ani. Da? Când mulți dintre noi clamam mai degrabă identitatea europeană. Ceam, suntem europeni, ne bucuram de libertăți, da? Europa zice. În momentul în care discursul leadership-ului religios, politic, da, s-a schimbat și a început să injecteze ură, naționalismul a început să reapară. Și am zis, stai mă puțin, dar vine Uniunea Europeană să ne spună nouă ce să facem? Da? Cum să ne spălăm noi? Da, cum să ne tăiem noi porcul? Pe cum bă, eu mi-am tăiat porcul și mi-am făcut pălincă toată viața? Adică ce să fac acum? Să nu mai fac pălincă? Cu toate că nu avea nicio legătură. Pentru că fiecare, știi, depindem foarte mult de stimuli pe care liderii ne oferă. Că de asta liderii sunt extrem de important. În momentul în care injectezi ură, parte din societate alege ura. De ce? De ce alegem ura? De ce alegem să îl arătăm cu degetul pe ăla? De ce alegem să folosim apelative din astea? De ce alegem să înjurăm oamenii când vorbim cu ei? Sunt doi factori de socializare. Familia, după cum ai spus tu, și școala, a doua. În mod normal, ele ar trebui să se compenseze unul pe altul. Adică educația din familie să fie continuată de educația din școală. În momentul în care familia oferă valori, cum să spun eu, hai să le numesc, nu foarte ok, da? Școala ar trebui să contrabalanceze și să vină să ofere altfel de gândire. Din păcate, la noi, și școala și familia oferim mai degrabă, s-au compensat una pe alta, oferind mai degrabă o cultură dihotomică. Noi versus ei. Da? Și îți dau exemple simple. Hai să le luăm pe rând. Hai să începem cu familia. Care sunt chestiile proaste pe care le învățăm în familie? Da. Și pe care și noi le dăm mai departe, mult dintre noi, din generația noastră, le dăm mai departe și noi copiilor noștri. Și o să încep cu stereotipul ăla banal, pe care și eu l-am auzit și mă șochează, efectiv mă înfioară fiecare când îl aud, stai cu minte că te dau la țigan. Dacă nu stai cu minte, vine țiganul și te fură. Asta este cea mai banală și se folosește în continuare inclusiv în orașe, nu doar la țară, în comunități rurale, învechite. 500 de ani de sclavie au denaturat mințile tuturor, și ale românilor sau ale neromilor, că vorbim de mai mulți. Nu tu ești sigur că a fost sclavie? Că eu am oameni la comentarii care spun că aia a fost robie, nu-i sclavie, e altceva. Bun, am făcut un studiu vis-a-vis de chestia asta pe care vi-l pot pune la dispoziție, care sunt diferențele între sclavie, robie și așa mai departe. Până la un moment dat în spațiul românesc nu prea existau diferențe între ceea ce înseamnă sclavie și ceea ce înseamnă robia în spațiul românesc. Da, terminologia în spațiul românesc era de robie, cu toate că pașoptiștii ziceau sclăvie. Sclăvie. Da, citiți declarația de la Islaz, unul dintre punctele declarației de la Islaz era ștergerea de pe obrazul românesc a rușinii numită sclăvia țiganilor. Da? Și ei vorbeau de sclăvie. Da? Însă, cei care au îndulcit în oarecare măsură zona de robie au fost fanarioți. N-au fost domnii pământeni, pentru că ei au venit totuși cu altă cultură, erau intelectualii greci din zona fanarului, da? Și au venit aici și au zis, bă, totuși e prea mult mă să vindeți ăștia la bucată. Pentru că legislația până atunci, spre exemplu, prevedea că robii sunt unelte vorbitoare, fix așa erau numiți. Unelte vorbitoare. Deci, da? Încă o dată, în țara asta în care noi ne credem curați și egali și mai bine decât americanii, nu. Robul era unealtă vorbitoare și se vindea la schimb pe cal, pe niște banițe de cereale. Hai să-ți dau chestii din astea mai amuzante, care acum pot părea amuzante.
se ducea deținătorul la biserică, da? Și dădea acatist. Știi ce înseamnă acatist, da? Și în loc de bani, dădea niște robi. Da, adică, știi cum se dă acatistul, lumânare și bănuțul, da, în momentul de față. Și dădea robi. Dădea oameni. Ca să se roage mai cu să... Nu ca să se roage, să fie pentru iertarea păcatelor. E cum ai da o găină, cum ai da un porc, că se dădeau la biserică, știi cum se zice în Biblie, păstorul trebuie să... Păi știi ce biserica cu oamenii ăia, păi cu sufletele alea? Cele mai mari deținători de... Subliniez, sufletele alea. Da, deci da. Venea boierul sau românul sau grecul sau... Deținătorul. Da. Venea și dădea acatist să-i se ierte păcatele și dădea popii, îi dădea niște suflete de oameni. Da. Cel mai mare deținător de robi în spațiul românesc, de sclavi, a fost Biserica Ortodoxă. Se știe cam câți a avut? Bun, se știe cât s-au dezrobit. Da? Cât s-au dezrobit? 250.000, pentru care s-a plătit... Un sfert de milion? Un sfert de milion, reprezentând cam 7% din populația vremurilor. Băi, un oraș mare. Nu, reprezentând... Un județ. Reprezentând cam 7% din populația vremii. O, da, inerte, adică gândește-te, 7%? Gândește-te că de principatele române de la mijlocul secolului 19 nu aveau 18 milioane deci, de cetățeni. Deci 3 județe. Da? Deci 7%, acum să înțelegem, populația de etnie română în momentul de față heteroidentificată în baza studiilor este de 1,5 milioane, reprezintă cam 7% din populație. Deci ca să înțelegem în continuare mulți romi nu se recunosc etnia la recensământ, asta e o altă discuție și o să vorbim și despre asta. Dar aș vrea să întăresc ideea asta, pentru că nu am nimic cu biserica. Au fost vremuri, alte neamuri proaste, să zicem, altă gândire, încercăm să nu judecăm și să desființăm trecutul. Face parte din noi. Am ajuns aici și cu asta. La fel cum am ajuns aici și cu construim planeta cu mașini pe motorină. Știi că mai nu cu mașini electrice. Mm. Am avut nevoie de mașini. Da, dar hai să admitem lucrul ăsta, pentru că în momentul în care le admitem și le spunem deschis, măcar știm ce a fost rău și ce trebuie corectat. Două elemente, uite, vreau să spun. Prima testare documentară a romilor în spațiu românesc este o danie domnească către mănăstirea Tismana. Iată, vestita Tismana. Da, unor sălașe de țigani de către un domnitor Dan I. Le lua de la Tismana, de la mănăstirea Tismana. Le lua de la Tismana și le dădea mănăstirii Vodița. 1385. Ca să înțelegem, prima entitate statală în spațiul românesc a fost 1330, Țara Românească, Valahia. Cu alte cuvinte, atestarea romilor în spațiul ăsta e cam din aceeași perioadă de când prima entitate statală există. Cu toate astea, noi încă suntem trimiși acasă. Unde o fi acasă, nu știu. Dacă noi suntem aici, cam de când s-a întâmplat să se creeze prima entitate statală. 1, 2. Asta înseamnă ca scandalul ăla, te întrerup, dar ca să fac din nou o paralelă, cu scandalul între români și unguri, știi că primii unguri când au venit în Ardeal s-au plâns că cineva le-a furat șaua. Da, deci de înseamnă... bancurile. Exact. Deci înseamnă că n-ați fost primii aici dacă cineva va fura șaua la cai. Bun, deci Dania aia arată deja în stare de robie, ceea ce înseamnă că ei existau aici chiar și înainte de 1385. Dar erau robi. Erau deja robi, da? 2. Acum vreo 3 ani, în timpul guvernului tehnocrat, 3-4 ani, că Dumnezeu oare de când a fost guvernul tehnocrat, în data de 20 februarie, când noi celebrăm ziua dezrobirii, atunci s-a întâmplat dezrobirea în spațiu românesc, la o mare întâlnire organizată de guvern a participat și... Anul dezrobirii încă o dată pentru ce? 1856. 1856? Așa recent? Nu e o chestie de la 1400? Nu. Am fost ultimii în spațiu european. Ultimii europeni care au dezrobit, da, și nu am făcut sclavi. Și nu am făcut-o pentru că ne-am dorit, ci pentru că elita intelectuală românească lucra deja la promovarea ideii de unitate națională, România. Da, și... Ne-a cerut Uniunea Europeană. Exact asta a fost. Da? Coincidență, nu cred. Deci exact asta a fost. Și marile putere europene... Uniunea, acum folosesc metafora, da, nu da, există. Da. Dar Uniunea în sens metaforic. Marile putere europene, da, Franța și așa mai departe, care erau puternic influențate de mișcarea pașoptistă, Liberté, Égalité, Fraternité, umor
sau moartea, că aia noi am uitat că se spunea umor, da? Au venit și au spus, băi, oameni buni, da, serios, totuși trebuie să faceți ceva, că nu putem să vă recunoaștem pe voi când voi încă aveți robia. Paranteză, uite, fac paranteză la paranteză, sper să se înțeleagă. Cod organic din 1818, da, avea un capitol distinct privind sclavii, privind robii, și spunea cam așa, țiganul se naște rob. Citez acum, da? Cum? Țiganul se naște rob. Punctul 1. Punctul 2. Orice țigan care nu are stăpân devine automat stăpânirea domniei. Adică asta ne este întâmplat în 1818. Adică fantastic. Nu vorbim de 1420. Da? Cogălnicianu, în lucrarea lui de doctorat, 1837, era de fapt o bursă doctorală primită din partea principiului Austriei. Europa era fascinată de tot ce însemna robia în spațiu românesc. Era ultimul bastion. Se șocau când veneau aici. Era ultimul bastion, da? Și atunci, printr-un fel de program Erasmus al vremurilor, susțineau intelectualitatea românească să studieze. Să se mai trezească, da, un pic. Și unul dintre cei care a fost susținut a fost Cogălnicianu. Lucrarea lui de doctorat este pe zona asta, da? Și el spune într-o pagina 2 jos, ultimul paragraf, țiganii între ei se numesc romi. 1837, da? Dacă Cogălnicianu era sau nu era? Bun, da. Există multe discuții. Ceea ce știm foarte clar în documente, în literatură, este că, spre exemplu, Maiorescu era, da? Știm foarte clar că Budai de Leanu era, știm foarte clar că Anton Pan era și așa mai departe. Sunt foarte mulți intelectuali ai vremurilor care erau, însă ei scriau între ei și vă pot pune la dispoziție documentele în scrisori, da? În care spunea trebuie să facem ceva pentru trezirea neamului nostru țigănesc. Da? Adică îi spuneau despre chestiile astea din acea perioadă. În fine, da? Uite, vezi că pe vremea aia aveau discuții genul ăsta, hai să facem ceva pentru trezirea neamului nostru țigănesc. De ce oamenii cu adevărat vizibili, puternici, pe care cineva îi poate asculta din zilele noastre, din etnie, nu se mai luptă pentru drepturile etniei? Sunt. Pentru că încă mai sunt lucruri de rezolvat. Și ar să mai fie mulți ani de acum înainte. O să mai pentru fie, că, nu? Pentru că e mult mai ușor să te ascunzi. Da, norocul, ghilibelele de rigoare, da, pe care noi îl avem, este că putem să ne ascundem foarte ușor identitatea. Nu suntem precum black and whites. Da? Okay. Tenul nostru măsliniu într-o zonă, da, mediteraneano-dunăreană, da? Carpato-danubiano-pontică, da? Așa? Ne dă voie să ne asumăm cu totul și cu totul alte identități și, Doamne iartă-mă, sunt și români neauși care sunt mai negri decât mine. Da? Bine, dacă e cauza la ADN... Asta e o altă discuție. Însă, de frica stigmei, foarte mulți refuză să-și asume identitatea. Dar sunt artiști foarte cunoscuți care se vede pe ei și nu i-ai auzit niciodată vorbind despre asta. Bun, știi, acum știi și eu eram învățat în copilăria mea ceva de genul, mami, noi suntem țigani, dar nu suntem ca aia. Pentru că în teorie se numește internalizarea stigmei, da? Adică dacă îi spune copil că este prost zi de zi, după câțiva ani ăla o să-și asume identitatea de prost și o să spună el însuși despre el că este prost, da? Okay. Și o să transfere imaginea asta și către ceilalți. Dar vedem în jurul nostru o mulțime de prieteni, poate, care de fiecare dată îngreșesc, zic, bă, ce prost sunt, bă, ce... Băi, nu se poate. Pentru că el a auzit de foarte multe ori în istoria, în dezvoltarea lui. Sunt așa de prost. Exact. Că nu a fost în stare, că e prost, că e altul mai bun decât el și așa mai departe. Închipuiți-vă ce s-a întâmplat cu foștii sclavi care trăiau cu stigma sclaviei. Da? Și care au trebuit, spre exemplu, să se integreze într-o societate fără niciun sprijin. Pentru că dezrobirea nu a fost însoțită și de măsuri compensatorii. Adică nu li s-a dat și niște pământ. Nimic. Da? Ci despăgubirea au primit deținătorii. Practic au fost dezrobiți, da, și li s-a dat cadou sărăcie. Da, și mai mult, și ura. Și stigma. De ce? Pentru că... Ce s-a întâmplat în momentul ăla în care i-am dezrobit? Ok, deci înainte ești... Liber. Ești, da, liber. Poți să mergi unde vrei. Mm-hmm. Unde mă duc? Păi ne uităm tot în documente și vedem, spre exemplu, novela Vasile Porojan a lui Alexandrin, care vorbește de episodul dezrobirii. Foarte puțini au scris despre chestiile astea, apropo, da? Și Vasile, și, da, noi aflăm despre prietenul lui Vasile Alexandrin, Vasile Porojan, da? În cărți vedeam doar citatul ăla privind prietenia dintre romi și români, uitând că, de fapt, Vasile Porojan era sclavul lui Vasile Alexandrin. Și că în novelă, care e subțire, poate fi citită rapid în
o oră. Da? Primea de foarte multe ori bătaie pentru năzbâtile pe care le făcea boierul. Adică boierul făcea năzbâtile la primea bătaie. Ceea ce arăta un fel de a face lucrurile. Da? Și atunci, când au fost dezrobiți, mulți au plecat. Da? Dar s-au întors după ceva vreme în ceea ce s-a numit robie voluntară. Nu avea unde să se ducă. Și, spre exemplu, bătrânii, sunt documente, se întrebau pe noi cine să ne îngroape. Unde ne îngroapă? Pentru că noi nu avem locuri în cimitir, nu are cine să ne facă slujbe, pe noi în biserică nu ne primește, da? Nu avem voie la alea. Adică, dar... Erau anumite lucruri. Erau care... un sfert de milion care munceau la mănăstiri, dar nu erau primiți în interiorul bisericii. După ce s-au eliberat, nu mai erau la... Da, înainte erau în spate. Adică erau ăia care lucrează, muncitorii, ăia, uneltele. Păi nu călugării strângeau fructele din pomi? Bă, nu. Nu făceau ei nu. Tăria, da, vinul, vinul bisericesc, nu era făcut de oamenii bisericii? Răspunsul este că era de foarte de robii multe ori nu, da, ci erau făcute de robii și țăranii români. Da, că lumea uită, spre exemplu, de marile revolte ale țărănimii românești din zona Olteniei împotriva mănăstirilor. Da, care impuneau prin lege, uite, prin lege voievodală în acea perioadă, da, zile de muncă pentru țăranul liber. Și au fost mari revolte în zona Olteniei, nu, Doamne iartă, putem să studiem, dar ale țăranilor români împotriva mănăstirilor, care le asupreau, ziceau oamenii în acea perioadă. Nu uitați de toate mișcările alea, Filisterul, da, și așa mai departe, toate lucrurile alea care nu erau decât să compenseze niște traume care existau în societate și care de foarte multe ori erau fie acutizate, fie generate, inclusiv de egumeni. Ai realitatea istorică pe care, da, Doamne iartă-mă, cifrele, da, de documentele deci, le arată. M-am mâncat, că e o vorbă românească, undeva pe la buricile degetelor, de-am căutat și am și dat într-o material a 10-a poruncă, conform decalogului ortodox, o știi? Uite, din afară acum nu-mi vine în minte. Să nu răvnești și să nu furi sluga... casa, nu? Aproape lui tău. Cum e exact? Ia dă-mă pe telefonul că vreau să o citez exact. Și că vreau să aud părerea ta. Pentru că am avut oameni care mi-au spus nu că slugă acolo avea sens de angajat. Nu știu ce angajați erau pe vremea când s-a scris decalogul, dar scot și-ți arăt. Nu știu pe din afară de ce să mint. Vechiul Testament avem robi. Bun. Chestii diferite, pentru că Vechiul Testament și Noul Testament, dar la un moment dat în Noul Testament, spre exemplu, Hristos vine și spune, da, cine e femeie, cine e sclav, cine e boier, cine e bărbat, cine e femeie, în fața lui Hristos e unul, da? Adică paradigma pe care aduce Noul Testament este fundamental diferită, da? În Vechiul Testament îl avem pe un Dumnezeu răzbunător, om, da, se supăra și trecea de pe fața pământului întregi sate, dar Hristos vine și zice, iubire fraților, terminați-vă cu prostiile. Porunca, da? A 10-a este să nu dorești casa aproape lui tău, să nu dorești femeia aproape lui tău, că e a lui. Da? Nici ogorul lui, nici sluga lui, nici slujnica lui, nici boul lui, nici asinul lui și nici unul din dobitoacele lui și nimic din câte are aproapele tău. Da, adică... Porunca a 10-a, da? Deci noi ne mergem la biserică și asta face parte din religia noastră deja. Bine. Nu mai e o chestie că au scris-o unii gelul în legislație prostă scrisă. Nu, noi avem în religia ortodoxă. Să nu dorești sluga și slujnica lui. Hai să nu facem o diferență. Că cu slujnica avea el treabă. Oh, da, și mai ales în perioada aceea în care fetele roabe erau de foarte multe ori folosite ca instrumente sexuale, să zicem așa, da? Toată panoplia asta de literatură, la țigănci, da, țiganca focoasă, da, pe care o găsim în literatura românească destul de mult, are la bază, de fapt, ceea ce Andreu Oișteanu a studiat în profunzime, respectiv exotizarea și sexualizarea femeii rome. Ele, da, multe dintre ele au fost folosite ca sclave sexuale, foarte multe, care erau la dispoziția deținătorilor. Și din aceste încrucișări, să zicem așa, a ieșit inclusiv os domnesc, Răzvan Vodă, da? Care era, da, a fost, da, pe jumătate din mamă de etnie romă. Și dacă vă uitați la filmele istorice, o să vedeți că întotdeauna în filmele istorice apare un personaj doica,
da? Care întotdeauna este de etnie rom, da? Pentru simplu motiv că Doica, da, era selectată din rândul roabelor, da? Una care era mai curățică și așa mai departe și care putea să alăpteze copilul pentru a-și ajuta boieroaica să nu-și aibă sânii lăsați. Exact. Da? Ceea ce vedem, deci, spre exemplu, în filmele cu afroamericani. Copiii de boieri care erau alăptați de slujnice. Bine, și de aici se dezvoltă o întreagă filozofie populară, dacă ai subt lapte de țigancă, ești ferit de ochi. Da, și tot felul de, e o întreagă filozofie construită de aici, care de fapt într-un fel se autojustifică. Însă revenind la povestea cu Biblia, hai să facem diferență între dogmă și, cum să zic eu, păstor. E încă în dogmă. Doamne iartă-mă, tocmai dogma e ok. Când o schimbăm pe asta? Da, de ce să o schimbăm? Hai să facem o petiție. Da, da. Nu, Gelu, hai să facem ceva, serios. Nu schimbăm chestia asta. Bă, eu nu cred că a coborât Moise de pe deal, de acolo, de pe munte, și i-a zis Dumnezeu cu slujnica. Asta au băgat-o niște băieți pe sumasă. Da, de la Secu. Da? De la patriarhie de acolo. Soros a băgat-o și cu... Restul râzi. Și cum îl chemăi pe ăsta care e acum cu COVID-ul, care e cu COVID-ul americanul. Bill Gates, ăsta. Nu, deci ăștia nu doi. Bill Gates. Dar ăștia doi tata îți devin. Nu, adică pentru mine credința... Dacă avea o putere, da, ei convinge pe băieții de la Bor să schimbe porunca 10-a? Nu. Și spun foarte cinstit, pentru că poruncile alea sunt niște principii, sunt niște borne. Sunt multe, da? Și care nu au, dacă ar fi respectate, nu ar face decât să asigure pacea socială. Din păcate, suntem oameni, da? Și poruncile alea sunt mai degrabă niște deziderate către care noi trebuie să tindem, astfel încât să ajungem la îndumnezeire. Da, să nu prea curvești. Mulți au venit și au zis, mă, nu să nu curvești. Să nu prea curvești. Adică poți să curvești așa un pic. Da? Da? Dar să nu prea. Adică și prea ăsta fiecare avem definiții. Tu mai știi vreun cuplu de tineri care să se fi păstrat până la căsătorie? O da. Cunoști? Da. Sigur. Ai cunoscut tu? Uite, Laurențiu filmează pe la nunți. Ăsta n-am văzut niciunii care să fi fost virgin în ziua nunții. Din română. Nu mai de etnie romă. Nu. Vă dau, spre exemplu, inclusiv în mediile astea conservatoare, da, fie că se numesc neoprotestante, fie că se numesc, okay, spre exemplu, turcotătare, fie că se numesc macedoni și așa mai departe. Încă se păstrează. Da. Însă inclusiv în comunitățile conservatoare românești, de obicei jucatul cămășii, da, ceea ce însemna virginitatea, da, puritatea, da, încă se mai păstrează. Într-adevăr, nu mai are aceeași incidență ca înainte de 90, da, dar lucrurile încă se păstrează și e normal, pentru că în sociologie se numește rezistență la schimbare. Schimbarea nu se poate face așa, dar lucrurile se duc într-o zonă bună sau rea, nu știu, da, asta rămâne la un moment dat ceilalți să dezbată. Însă încă mai există, dar preacurvia, by the way, este definită de către dogmă ca relație cu o altă persoană în timpul căsătoriei. Aha. Adică curvia este, nefiind căsătorit, dar preacurvia, care este păcat capital, este în timpul căsătoriei, pentru că eu am luat binecuvântarea lui Dumnezeu pentru relația mea. Uh-huh. Iar în momentul în care îmi încalc binecuvântarea, atunci fac un păcat major. Dar astea sunt lucruri. Dogma pentru mine este una superbă, da, cu multe lucruri, da, care e un set de reguli care ne poate ajuta să avem un pic de igienă de societate, să zicem, exact, așa. Exact, pace socială, pentru că ceea ce Noul Testament a adus, da, a fost o schimbare de paradigmă. Te poți împăca cu a 10-a poruncă așa cum este în forma asta? Eu mă pot împăca cu foarte multe dintre lucrurile și o spune creștin practicantul, da? Pentru că mie valorile de acolo mi se pare extrem de sănătoase. Cât de frumos e să mă bucur de tine și să nu te pismuiesc pe cumva ce vrâncean, ungurean și moldovean, că ai ui mai multe mântre și cornute. Că de fapt asta zice, nu-l pismui, mă, pe ăla pentru că are mai mult decât tine. Care femeie mai frumoasă, care angajați mai mult, slujniți mai mult și așa mai departe. Dar sunt clasă sau sunt angajați? Bun. Aici rămâne de discutat, pentru că, spre exemplu, în perioada în care... Vreau să știu dacă insist aiurea, nu de altă. Nu știu. Da, pentru că... Ok, eu mă bazam pe tine să mă luminez, că poate jignesc pe cineva zicând asta. Nu, în acea perioadă, cu siguranță, nu se referea neapărat la angajați. Da, sau nu se referea numai la angajați.
Da? Pentru că ceea ce Noul Testament aduce, spre exemplu, da, și Galatenii ne clarifică, în momentul în care vine și spune în fața lui Iisus Hristos nu există femeie, bărbat, boier sau sclav, da, și așa, general sau soldat. În fața lui Hristos suntem una, zice, da, Biblia. Adică, pentru Hristos, faptul că noi în lumea asta vremelnic, trecând în lumea asta trecătoare, avem anumite funcții, anumite statusuri și roluri din zi, este irelevant. Okay. Da? Pentru el suntem una, pentru că ceea ce contează este ceea ce facem noi în numele lui. Însă în momentul în care o facem în numele lui, zice, de fapt, că trebuie să o facem pentru ceilalți. Da, în momentul în care ai dat cuiva să mănânce, mie mi-ai dat. În momentul în care ai dat haină cuiva, mie mi-ai dat. Și discipul și așa mai departe, și discipul întreabă, da, când ți-am dat noi ție, Doamne, chestia asta? Și zice, de fiecare dată când ai dat unui aflat în nevoie, de fapt mie mi-ai dat. Da? Adică lucrurile sunt evidente, sunt spuse într-o formă foarte clară pentru cine vrea să înțeleagă. Bineînțeles că Biblia, și ca orice carte sfântă religioasă, da, poate fi înțeleasă în funcție și de contextul în care ne aflăm și de vremurile pe care le trăim. Însă faptul că nu s-au făcut ajustări, da, prin decizii ale sinoadelor în ultimii 2000 de ani, da, arată totuși că e ceva destul de bine ancorat în valori și principii universal valabile în societatea. Ai auzit vreodată pe cineva vorbind în numele Bisericii Ortodoxe care să-și asume perioada aia sau să spună ceva? Asta vreau să spun la un moment dat, pentru că de aici pornisem, da, și vorbeam de guvernul tehnocrat și de întâlnire pe 20 februarie și de acolo am divagat. Și la acea întâlnire a participat inclusiv un vicar al Bisericii Ortodoxe, care a venit și a spus, și poate fi găsită declarația domniei sale, că, da, biserica a avut robi, dar că i-a ținut în robie pentru a-i feri de abuzurile boierilor. Ceea ce mie mi s-a părut super amuzant, da, și super, cum să spun, jignitor, da? Adică ce pățea un rob scăpat de la mănăstire? Fugit. N-aș putea să spun de la mănăstire, pentru că nu am citit niște documente, okay, care să-mi arate chestia asta, da, deci n-aș putea să spun exact de la mănăstire, însă am văzut am citit ceea ce pățeau cei care fugeau, și erau destul de mulți, de la diversi deținători, da? Pentru că boierii, spre exemplu, dădeau și firmane, dădeau și hârtii, da, pe care le aruncau în toată zona de stăpânire, tocmai pentru ca ceilalți să nu mai încerce. Și atunci de asta le vedeam, da, este mai ușor de documentat. Erau foarte multe pedepse, foarte, foarte multe pedepse. De la cea mai simplă era să mănânci bătaie, da, și să-ți iei, spre exemplu, 100 de bice pe spate. Era cea mai simplă. Sau la tălpi. Sau la tălpi. Era cea mai simplă. Da, cele mai complicate erau, da, trebuia să conducă către deces, către moarte, și erau niște forme, da, uite, spre exemplu, una dintre ele cu asenicat, care a generat chestia asta, asenica țiganul la mal. Da, asta mi se pare îngrozitoare, când i-am auzit înțelesul, efectiv m-am zbârlit. Da, 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 înțelesul pe care lumea îl știe este, nu este în stare să ducă la bun sfârșit ceva. Da. Acum, parte din documentele pe care eu le-am citit ne arată că, de fapt, una dintre formele de pedepsire a celor care fugeau erau că erau legați de picioare, când erau prinși, erau legați de picioare și aruncați într-un râu. Apă, ce Dumnezeu avea fiecare pe lângă casă, lac. Și se promitea nefericitului libertatea dacă reușește să ajungă la mal. Numai că de fiecare dată când ajungea aproape de mal, erau alți doi oameni care îl trăgeau înapoi în albia ape respective, până când respectivul nefericit murea de epuizare, cât mai aproape de mal, astfel încât ceilalți care vedeau să nu mai încerce vreodată. Acum, închipuiți-vă, în casă se făcea în față. În fața șatrei. Acum închipuiți-vă care era, ce groază puteau și ce sentimente puteau să trăiască oamenii care vedeau de pe margine nefericitul ăla, plânsete, urlete, bocete, familia care vedea, copiii lui care vedeau, toate lucrurile. Închipuiți-vă cât de mare traumă putea să fie pentru ceilalți. Da? Și cât de, cum să spun eu,
distrugerea personalității, da? Da, terorizare. Cât de multă terorizare se putea întâmpla pentru oamenii aia. Era una dintre pedepse, alea cu bodnițe, cu coarne de fier, cu strâns capul, cu mecanisme de fier, alea erau așa, cum să spun eu, pișcoturi. Da? Însă cele mai dure se soldau cu moartea, cu agățat de cap, agățat de picioare, da? Și cu fum de ardei iute. Alea erau, cum să spun eu, banalități. Banalități. Din nou, Cogălnicianu, da, le scrie și așa mai departe. Cogălnicianu, când a primit Premiul Academiei Române la sfârșitul secolului XIX, alege să vorbească tot despre dezrobire. În discursul său îl găsim din nou ca facsimil pe internet și vorbește, spre exemplu, despre amintirile sale din copilărie. Zice, mi-aduc aminte când copil eram pe străjile ieșilor, uite, la noi în Moldova, da? Dar treceau țiganii cu coarne de fier, lanțuri, bodnițe și așa mai departe. Bodnițe se puneau mai ales pentru cei care culegeau fructe și legume, ca să nu mănânce, da? Deci sunt foarte multe lucruri, da, foarte multe lucruri care ne pot duce cu gândul la întrebarea ta pe care ai pus-o. Băi, a diferit atât de mult robia de sclavie, robia, sclavia afroamericanilor de ceea ce s-a întâmplat în spațiul românesc? Din punct de vedere economic, da, cu siguranță. Adică? Pentru că contribuția afroamericanilor în Statele Unite din punct de vedere economic, era mult mai mare decât contribuția romilor în spațiul românesc, pentru simplu motiv că economia Statelor Unite era mai puternică, mult mai puternică decât economia românească. Și atunci, adică în Statele Unite am avut o industrializare de la începutul secolului, de pe la sfârșitul secolului 18, la noi a intrat târziu, la începutul secolului 20. Și logic, contribuția era economică, în PIB, hai să numim așa, era destul de mică. Însă, dacă e să ne uităm la foarte multe dintre lucrurile cu care ne mândrim în momentul de față, ele sunt generate de romi. Și vorbim de, uite, arta teatrală. Da? Primii actori în spațiu românesc, măscăricii, da? Erau romi, numai romi. Da? Și spun documentele, primii bucătari, arta culinară, erau tot romi. Ei făceau cu chestiile astea. Primii, da, din zona de entertainment, da, de distracție, circari, ursari. Da? Actori, Vasilache Țiganu, zice Alexandri, adică Vasilache și Mărioara, celebre personaje de teatru popular, erau de etnie romă. De ce? Pentru că se măscăreau. Da? Iar măscăritul ăsta nu era demn pentru oricine. Adică, bun, puteai să râzi de ăia care erau sub oameni. Da, dar să râzi tu de știu eu cine, nu puteai, da? De Popescu sau de Ionescu, nu puteai, însă de Pardalean, bine mă, fără nicio problemă, da? Și atunci, da, sunt foarte multe lucruri pe care le vedem așa în istorie descrise, însă aș pune doar așa o întrebare retorică, oare cu cine au fost construite toate salbele astea de mănăstiri la care ne închinăm vechi? Da, toate salvele este mănăstiri vechi. Călugării au pus ei piatră pe piatră acolo, nu? E, dacă ne uităm, că fiecare mănăstire avea 10 de sălașe de țigani, și nu numai de țigani, că, by the way, în spațiul românesc a mai fost o minoritate înrobită, despre care noi nu știm nimic. Tătarii. Da, adică până în secolul 17, documentele arată foarte clar că sălașe de țigani, sălașe de tătari. Da, foarte clar, care erau donate mănăstirilor. Și aveau zeci, sute. Acum să nu vă chipuiți că mănăstirile și deținătorii ei aveau zeci, sute de sălașe, că erau frumoși și că trebuia să-i țină așa ca să îi protejeze. De abuzurile boierilor. Erau forță de muncă. Pentru că terenul, da, și uite, vă dau un exemplu aici. Ștefan cel Mare, cel mai mare domnitor în Moldova, eu sunt de Moldova de Sud, Galați, construiește, după cum a avut foarte multe războaie, vreo 47, și a construit foarte multe biserici, tot vreo 47, da? Și cumpără în timpul domniei sale, conform cu toate cu documentele, undeva în jur de 12.000 de robi, îi cumpără.
Pentru că erau negoți, târguri și așa mai departe. Cel mai mare târg de sclavi, spre exemplu, din secolul XVIII, era aici la Văcărești, pe lângă închisoarea Văcărești, da? Unde e în momentul de față San Plața și delta Dunării, delta Bucurii Văcăreștiului. Acolo era cel mai mare, că acolo era pușcăria înainte, da? Și cumpără 12.000, însă insuficient, pentru că fiecare mănăstire pe care o biserică pe care o construia era împroprietărită. Plus, el având foarte multe războaie, avea nevoie de meșteșugari. Iar romii dețineau un fel de monopol, da, pe ceea ce înseamnă lucru cu fierul și lucru cu lemnul, care erau obligatorii pentru orice armată, adică în acea perioadă. Și atunci el se uită în dreapta și în stânga, zice, băi, ce fac? Bisericile veneau și ziceau, Doamne, mi-ai dat pământ, dar cu cine îl muncesc? Nu putea să devină foarte dur cu răzeșii și să dea forță de muncă, pentru că ei reprezentau oastea cea mare, nu uitați, Ștefan cel Mare, războinic, da? Și atunci a zis, băi, ce fac eu, ce fac? Și s-a uitat în dreapta, în stânga, a văzut în Valahia, care avea cei mai mulți robi atunci. Și a zis, ia uite ce frumos, da? Ia să-l atac eu pe Radu cel Frumos. Domnea în acea perioadă în Valahia. Radu cel Frumos, dar nu îi se spunea pentru că era superb, da? Ci era bisexual și era favoritul sultanului. Ok. Da? Și, da, frumos. De asta îi se spunea cel frumos. Da, chiar de asta îi se spunea cel frumos. Și îl atacă la Soci, bătălia de la Soci, îl învinge. Ca sultanul să nu se supere, o ia pe fata lui Radu cel Frumos de soție, da, și face mezalianță ca să nu-l atace, o lasă pe tron, da, și ia drept pradă de război alți 20.000 de robi țigani. Scrie clar în documente, pe care îi aduce în Moldova. Acum, deci cam 30.000, să zicem așa, grosomodo, de robi aduși în timpul domniei lui Ștefan cel Mare în Moldova. Acum, ca să ne dăm seama ce însemna 30.000 pentru acea perioadă, trebuie să ne aducem aminte că la bătălia de la Vaslui, 1474, dacă mi-aduc bine aminte, dar toată armata, cu tot cu sprijin european pe care l-a primit Moldova, avea 40.000 de oameni. Ca să ne dăm seama, coincidență, nu cred. Ca să ne dăm seama ce înseamnă, dar ce însemna cifra asta de 30.000. Era enorm! Tatea mi-a povestit că se știa lucrul ăsta la țară, că robii romi erau folosiți, că era vorba aia, știi, ăștia luptă, dar cine potcovește cai? Sigur. Adică ăia și făceau mâncare și îngrijeau de animale. Da, și, uite, ca să-ți mai dau una. Și unelte și toate astea. Mi-ai adus aminte. Știi, ai auzit de asta ca cioara în par? Nu. N-ai auzit de sintagma asta niciodată? Ba da. Bun. Da, să recunosc, am auzit. Bun, hai să spun. Am auzit pe toate. Hai să spun de unde vine povestea asta. În timpul lui Vlad Țepeș, da, în cadrul unei lupte pe care, da, se pregătea o luptă cu turcii. Și Vlad Țepeș era, da, turcii veniți cu o armată mare și ăsta se uită în oamenii lui și zice, băi, ce facem, frate, că noi suntem 10.000, aia sunt 100.000, ce dracu facem? Valahia avea foarte mulți robi, foarte mulți robi, da? Și zice, băi, fii atent, eu ia să iau eu robii și să-i pun în armată. Și face primul detașament de robi, vorbesc foarte serios, da? Okay. De robi, romi, da? Cărora le promite libertatea dacă reușește să-i învingă pe turci. Le dă inclusiv steag de luptă. Steag de luptă care, după cum știți, da, în vârf are întotdeauna o acvilă, da? Bineînțeles că ei au folosit carne de tun, deci au fost puși în prima linie, ei trebuia să deschidă lupta. Și pentru cine nu știe tehnicile de luptă medievale, mai ales ale Imperiului Otoman, da, ele începeau, da, o luptă începea cu niște tehnici de intimidare a adversarului. Da, zornăit, tobe și așa mai departe, care aveau darul de a-l înfricoșa pe celălalt. Acum, închipuiți-vă că robii erau agricultori, lucrători domestici, care în viața lor nu văzuse ei o luptă, o scenă de război. Și în momentul în care erau ăștia în prima linie, ăștia au început cu tobele, cu intimidare, cu nu știu ce, nu că n-au început să-și urle, ăștia au fugit și le-a rămas doar steagul pe câmpul de luptă. De aici a rămas asta ca cioara în par, pentru că toți au zis că, de fapt, a rămas o cioară în par, cioara având conotație extrem de rasistă. Normal. Bun, sunt extrem de multe chestiuni pe care le găsim în documente, a căror explicație le găsim în documente. A se muta ca țiganul cu cortul, da?
Nu te mutai pentru că... Închipuiți, da, eu sunt deținut, dar sunt stăpânit de cineva. Oare câtă libertate de mișcare am? N-am libertate foarte multă, că sunt stăpânit de tine, să zicem, da? Aici aș apăsa un pic pe ideea asta și aș reveni la discuția de mai devreme. Rob, slugă, sclav. Bă, până la urmă, diferența între toate astea și angajat. Rob, slugă, sclav, angajat. Diferența între astea patru face opțiunea. L-a întrebat cineva pe omul ăla ce alege între astea patru? Nu, pentru că, spre exemplu, a fost o perioadă până în care deținătorul a avut inclusiv drept de viață și de moarte, după care, din nou, repet, fanarioții au venit și au îndulcit. A fost o perioadă în care a existat ius prima notis în spațiul românesc, adică deținătorul putea să petreacă prima noapte cu orice femeie pe care o avea în stăpânire, rob, bineînțeles. Asta însemna că dacă eu aveam o fată și boierul o plăcea, da, boierul putea, deținătorul, da, putea să ceară ius prima notis în momentul în care ea devenea femeie, adică avea primul ciclu menstrual. De atunci era considerată femeie. Adică da? Cât la 12 ani. Dar nu uita că speranța de viață atunci era la 30 de ani la femeie, adică la 12 ani, la 14 ani aveai copii. Asta era toată societatea. Ok. Da? Adică nu era anormal. Nu era normal pentru societatea aia. Și, da, sunt multe elemente. Și, sunt multe chestii pe care le trecem așa la... Da, mă, dar era în istorie, era așa de da, mult. Așa era. Noi suntem foarte diferiți acum. Noi suntem foarte civilizați acum. Gelu, dacă îmi permiți, hai să venim un pic în prezent. Încercăm să le dăm oamenilor cât mai mult context ca să înțeleagă de unde venim, pentru că chestiile astea nu dispar așa. Uh-huh. Chestiile astea, într-adevăr, se perpetuează. Și se perpetuează, cum ai zis tu, prin familie, dar și prin educație. Uh-huh. Peste asta se mai vine societatea, uh-huh, da? Ca măsură de, nu știu, de schimbare, ca forța schimbării. Unde vezi tu, în momentul ăsta, cea mai mare problemă și potențialul de schimbare? Pentru că dacă suntem de acord că suntem toți egali în fața, dacă alegem varianta divină, că suntem toți egali în fața lui Dumnezeu, păi hai să fim. Sau dacă vrem să fim cu toți egali pentru că suntem democrați, hai să fim. Mm. Sau dacă suntem socialiști, hai să folosim echitatea. Adică, indiferent în ceea ce crezi, într-un fel sau altul, chestia asta trebuie rezolvată. Suntem de acord că trebuie rezolvată? Și eu cred că pentru prima dată o putem rezolva. Generația asta o poate rezolva. Poate nu în România, dar putem începe măcar. Cred că ești foarte optimist. Da. Cred că ești foarte optimist. Adică... Chiar puțin idealist. Da, pentru că natura umană este creată în așa fel încât să nu facă le da diferențe. Scuze, nu. Hai pe bune, zi-o pe șleau. Nu e vorba doar de natură umană aici. E vorba și de opțiune, e vorba de ceea, felul în care alegem să facem lucrurile. Știi, acum mii de ani Platon a avut, știi, a răspuns la o întrebare ce e adevărul cu celebrul mit al peșterii. Nu știu dacă ți-l aduce aminte. În momentul în care cuiva îi arăți o minciună, dar repetitivă, îl ajunge să creadă că minciuna aia devine adevăr. De foarte multe ori, noi înșine suntem produsul proprii noastre educații și e foarte greu să-i spui cuiva că tot ceea ce el a știut o viață întreagă și a văzut pe pereți umbre este fals. Pentru că ăla o să vină zică, fugi mă de aici, spui tu, bă, mă, bă, termină, știu eu mai bine. Da? Noi trebuie să înțelegem că o astfel de schimbare, noi cei care dorim să promovăm schimbare, care e clar nevoie, da, pentru asta militez de 20 de ani, însă trebuie să înțelegem că avem în fața noastră niște oameni care la rândul lor cred în credințele lor și că undeva trebuie noi, schimbarea să înceapă cu noi și să avem noi răbdare. Cine? Noi cei care cerem schimbare. Da? Ok, zi-mi ce să schimb eu. Eu nu spun ce să schimb tu, eu spun ce să schimb eu. Da, eu spun ce trebuie să schimb eu. Ce să mai schimb tu? Că te călărim și te biciuim ca popor de sute de ani deja, de 500 de ani? Bun, și atunci varianta 6. Asta în care vin și zic, bă, rasistule, nenorocitule, da, ce mi-ai făcut tu și cu neamul tău? Lucru care la un moment dat pe tine o să posibil să te pună și într-o poziție defensivă, zic, stai puțin, dar eu n-am nicio vină pentru ce a făcut Ștefan cel Mare. Ok. Da? Eu am încercat să fiu corect cu toată lumea, da, și judec dobitocul în funcție de dobitocia lui, nu în funcție de etnia lui, spre exemplu, da? Deci există și reacția asta. Sau varianta 2 în care vin și zic, George, ești de acord că ai noștri copii trebuie să trăiască altfel decât am trăit noi? Și că al meu copil, da, să vadă frumusețea copilului tău și copilul tău să vadă frumusețea copilului meu?
Și dacă amândoi ajungem la concluzia asta, să încep, vedem cum putem să-l convingem pe al treilea, al treilea cum putea să-l convingem pe al patrulea și așa mai departe. E nevoie de timp. Nu poți să ștergi 500-600 de ani. Uite, de la 1385 sunt 630 de ani. Da? Nu putem să-i ștergem într-un an. N-avem cum. Da? Și atunci noi trebuie să avem puțină răbdare și să înțelegem că, de fapt, schimbarea celuilalt începe cu schimbarea mea și că eu, la rândul meu, trebuie să promovez un astfel, altfel de discurs dacă vreau ca tu să mă auzi și să devii susținătorul meu. Adică ți se pare că insist prea tare? Nu, mi se pare că în momentul de față, unii dintre noi, cei care promovăm zona asta de respect, nu oferim respect. Ok. Da? Și știi, respect este să înțeleg inclusiv limitele tale. Da, să văd și ceea ce e bun în tine. Da, dar trebuie să-ți și ceri ceva la sigur timp. Că da, dar trebuie să o cer, cum să spun eu, să cădem de comun acord, cum okay. ai zis tu, să alegi chestia asta. Da, pentru că altfel, ai să înveți să vorbești politicos. Ai să zici rom. Ai să zici, eu n-am nimic cu romii, dar în momentul în care copilul tău vine cu un posibil partener de etnie romă, să zici, băi, nu cu țiganul, la mă, te minte, mă faci de râs în sat. Înțelegi? Și atunci n-am rezolvat nimic. Da. N-am rezolvat nimic. Da? Adică important este să înțelegem de fapt că schimbarea trebuie să fie una sustenabilă. Ceea ce în Statele Unite ne vedem în momentul de față este că schimbările din ultimii 30 de ani, de la 1967 Martin Luther King până în 2000 și, nu au fost sustenabile. Și că au avut nevoie, spre exemplu, de un Trump, da? Care i-a adus societatea americană foarte aproape de perioada aia. Da, le-a dat un reset foarte rapid. Exact, foarte rapid, în momentul în care a injectat puțină ură, pentru că, de fapt, societatea, da, Tea Party și toți ăștia de acolo, nu internalizase valorile alea, da, cu adevărat, parte din societate. Altă parte a internalizat-o. Adică pe gură se zicea, dar în... Exact, adică nu mai spuneam nigger, spuneam African-American. Da? Însă în momentul în care un lider mi-a venit și mi-a spus, păi, da, e ok să spui nigger, mă, ce treacă, adică e mai cine white... Exagerez acum. Auzi, da? Apropo, nigger și țigan sunt pe același nivel de lipsă de respect? Chiar, eu aș spune chiar puțin mai rău în ceea ce privește țiganul, da? Însă teoretic e același, da? Nigger era forma peorativă, da? Însă țigan etimologic vine de la tiganos, de neatins. De neatins. Da? Adică noi eram, în prima fază, nu trebuia să fim atinși din motive religioase. Da, nu eram creștini. Deci la început termenul desemna un grup de eretici, de oameni considerați eretici pentru că nu erau creștini. Normal, când au venit prima dată în spațiul ăsta, nu erau creștini, ghiși ce. Da? Și atunci... Da, da, mai există credințe din astea necreștine prin poporul rom? Mai există oameni care să aibă credințe de felul ăsta? Sigur că da. Spre exemplu, avem romii Horahai, musulmani. Ok. Da, sigur că da. Da, pentru că zona Dobrogei, spre exemplu. Au zis musulmani, mamă, tu știi ce urmează acum, nu? Ce? Ai zis cutia Pandorei, clar. Nu, da, și știi, uite, ceea ce nouă Dobrogea ne arăta. Mă, deci, în Dobrogea avem Coranul care stă lângă Biblie de sute de ani. Da. În deplină pace. Da. Adu-ți aminte ce nebunie a fost când a vrut să construiască o moschee în București. Oh. Înțelegi? Doamne, să nu vină Coranul. Cu toate, Coranul există în spațiul ăsta de 1000 de ani. Da, așa da? Este. Și n-a fost nicio problemă. Da? N-a fost absolut nicio problemă. Însă în momentul în care liderii au venit și ne-au injectat ură, lideri religioși, civici, politici... Pentru niște voturi. Da, societatea a vituperat ideile lor. La fel s-a întâmplat și în perioada eugenistă. La fel s-a întâmplat și în perioada fascistă. La fel s-a întâmplat și în perioada comunistă. La fel s-a întâmplat. Da, pentru că poporul, știi... I se pune o țintă și se duce către ea. Da, pentru că în momentul în care nu poți să oferi bunăstare, oferi frici. Fals sentiment de siguranță. Hai să facem o pauză de respirație aici. Când nu poți oferi poporului ceva mai bun, da. Îi dai frică. Da. Un fals sentiment de siguranță. Un fals sentiment de siguranță. Da, cine-ți devine pentru ceea ce pățești tu? Păi nu-s eu devină, eu liderul tău. Sau tu că nu ești în stare. Sau tu că nu ești în stare, da? Și reiau tezele din perioada celui de-al război mondial. Evreii îți devină, bă. Țiganii îți devină. Bulgarii îți devină. Armenii îți devină. Moldovenii din cauza, îți devină. Da, din cauza lor nu poți să faci tu afaceri. Da. Pentru că vin ăștia și suc sângele, bă, băiatule. Nu eram eu incapabil să ofer bunăstare cetățenilor mei.
da, eu, politicianul, da, am investit cu încredere și cu resursele țării spre gestionare. Nu eram eu de vină, erau alții de vină. Dar uitați-vă ce se întâmplă de asemenea în momentul de față. Cine-i de vină pentru pandemie? Da, și pentru efectele ei, păi sunt de vină bătrânii, da, și vă spun datele unui sondaj. Nu, chinezii au fost primii. Nu, eu vă spun datele unui sondaj pe care numai ce l-am făcut, numai ce l-am terminat și pe care încă nu l-am făcut public. Ia și auzi. Pe primul loc sunt românii din diaspora. Românii din diaspora. Da. Adică ăsta e sondajul, ceea ce cred românii despre... Da. Ok, deci pe primul loc de vină pentru pandemie, așa, românii din diaspora. Pe locul 2, cine crezi? Chinezii? Nu, țigani. Nu cred. Chinezii sunt 1%. Ce treabă au țiganii? Păi uite ce treabă au. Da, adu-ți aminte de cum s-a mediatizat și cum ce fel s-au mediatizat cazurile de nesupunere, să zicem așa, din comunitățile cu romi. Ele au fost 6 la număr în toată țara. 6 la număr. Da, în condițiile în care România a avut 300.000 de persoane amendate pentru nesupunere. Pentru faptul că n-a respectat, okay, da, nesupunere civică, n-a respectat regulile. Dar noi pe alea 6 le-am văzut. Noi pe alea 6, alea ne-au fost arătate. Nu le-am văzut. Că noi nu le vedeam. Dar eu cred că au fost mai mult totuși de 6. Șase a spus Despescu. Despescu, da, secretarul de stat de la Mai, a venit și ne-a spus și public, da, și ne-a spus și într-o întâlnire privată pe care am avut-o, în care au spus sunt 6 cazuri în toată țara. 2 fiind ca urmare a unui posibil abuz din partea autorității publice, poliției, respectiv Bolintin, da, și Hunedoara, unde... Dar tu ești sigur că nu au fost mai multe chefuri? Adică numai câte am auzit eu și prin Corbenca, chefuri cu manele... Nu, stai puțin, eu vorbesc de cele publice. Din publice, câte ori fi fost, nu știu câte ori fi fost. Eu cred că au fost mai mult de 6, totuși. Foarte probabil, eu vorbesc de cele publice. Ok. Da? 6 au fost publice, însă au generat o anatemă pentru întreaga comunitate. Da? Și stați-vă puțin, că de fapt doar ăștia sunt nenorociții care nu respectă. Pentru că ele au fost tocate. Sunt foarte mulți din cercul meu de cunoscuți mai larg care trăgeau de mine să mă duc pe la unele chefuri și grătare. Nu doar în comunitatea romă s-au făcut petreceri și adunări din astea siguranță, da, ilegale, ci și foarte mulți prieteni și români de-ai mei, dacă e să zicem așa, au făcut din asta. Inconștiența este aceeași peste tot, credeți-mă. Deci inconștiența nu-i pasă de rasă. Exact, nu-i pasă deloc de rasă, nici de statut social, nici de nicio culoare, da? Da. Însă noi, și atunci imaginea s-a generat, s-a de generalizat. Ziceai de studiu, așa, deci, pe locul, încă o dată, românii din diaspora, apoi romii, și treia bătrânii. Și bătrânii se vină. Mm-hmm. Adevărul că la bătrânii eu sunt de acord că se vină. Uite-te-le cum umblă pe stradă, se umblă liber, da, așa. Da, trebuie să stea acolo închiși, mă, să le aruncăm cu praștea din când în când, dacă vrem să le aruncăm, dacă nu să stea să moară. Și să-i dăm și afară din autobuze. Ce caută așa, mă, în autobuze? Însă eu vă spun acum cifrele, știi? Unul din 10 copii din România se culcă noaptea flămând. Da. Da? Unul din 4 bătrâni, da, este singur. Da, avem 4,6 milioane de săraci, de oameni care trăiesc în sărăcie extremă în spațiul românesc. Și nu contează din ce etnie nimeni sunt. Nimeni nu-i vedem, frate. Pe niciunul nu-i vedem. Exact. Ei trebuie să stea acolo, acolo, nenorociților, stați acolo. Muriți, dacă e cazul. Da, vă dracu. Dar eu să fiu bine. Ceea ce mi se pare un fariseist crunt, și adică, cum să spun eu, sfidător. Adică ce ai fi vrut? Ăla să stea, spre exemplu, să aștepte moartea bătrânului în casă? Te-ai dus, mă, să-l ajuți? Ca să rămână acasă, da? Să nu nebunească, să aibă ce mânca, să aibă cu cine schimba 3 vorbe, da? Te-ai dus? Nu. Dar el trebuia să stea acasă, ca să-ți fie ție bine, nu? Adică lui nu trebuie să-i fie și lui bine. Nu puteți să găsim o cale de compromis undeva, astfel încât binele meu să fie legat de binele tău? Da? Sau doar binele meu contează? Ca să e o formă de superioritate. În momentul în care doar binele meu contează, eu sunt superior, tu trebuie să stai acolo ca să-mi fie mie bine. Și ceea ce nu-i corect. Da? Însă noi am fost îndoctrinați cu chestia asta, pentru că aduceți-vă aminte cum erau mesajele la televizor. Bătrânii sunt pe străzi, chefuri în țigănie, ieșea politicianul cu tare fost președinte și zicea, domne, e o problemă cu țiganii, domne, creând senzația că ăia sunt răi, noi restul suntem buni și că noi suferim din cauza lui.
din cauza lor. Și lucrurile astea, logic, generează reacții. Da? Generează, pentru că populația e foarte... Mitul peșterii. Le arăți din nou tot felul de chestii și unii ajung să creadă că e adevăr. Iar de acolo, până la o măsură dură, gen cum România a explorat, a pus în practică în perioada celor de-al doilea război mondial, e un pas. Nu uitați că primele lagăre de muncă forțată au fost făcute de români, nu de nemți. În perioada celor de-al doilea război mondial. În Transnistria, Doamne iartă-mă, da? Okay. Primele, da? Primele mari exterminări, pogromul de la Iași, pogromul de la Odessa, n-au fost puse de nemți. Ce au fost puse de români, în practică, imediat cum au intrat în război. Da, da, dacă ne uităm noi la naziști, noi suntem o chestie superioară. Da, noi. Raportul Elie Wiesel pentru studierea Holocaustului la nivel european plasează România pe locul 2 după Germania ca duritatea măsurilor și la ca număr de victime. 400 de mii de victime, cetățeni români, da, au fost exterminați, da, evrei, 90 ceva la 90%. 400 de mii. 400 de mii. Și 400 de mii, câți au fost evrei și câți au cam fost... Cam 90% evrei. 90 și un pic la sută evrei. Da? Și asta înseamnă vreo peste 40 de mii de... De romi, da, cam așa. Deci, omorâți, conform raportului Wiesel, da, undeva în jur de 20 de mii romi. Restul deportați, supraviețuitori. Omorâți evrei, undeva în jur de 280 de mii. Da? Adică, omorâre cu ceva de genul, băgați în magazii, da, pus trotil și aruncat în aer, cu oameni înăuntru. Dar asta a făcut și toate au fost făcute cu susținere din partea populației. Bineînțeles, au fost și alții care s-au susținere revoltat. Susținere nu neapărat cu da, noi vă susținem, ci și prin ok, faceți-vă voi treaba acolo că știți voi mai bine. Uite, da și nu. Au fost și. Da, sunt mărturii și cioflâncă, Adrian, poate să vă vi le pune la dispoziție, în care, spre exemplu, la pogromul de la Iași, foarte mulți civili români luau armele și împușcau evrei. Fostului vecin, vecinul care a stat zeci de ani în curte și care n-a avut niciodată un conflict. Însă în momentul în care a început pogromul, a luat arma, da, de la armată, că sau atunci și a început să tragă, fără nicio problemă. Sunt foarte multe cazuri. Însă, pe de cealaltă parte, au existat și drepți între popoare. Dar români care au zis nu e corect ceea ce se întâmplă și au pus romi în casele lor, da, ferindu-i de jandarmi, au pus evrei în casele lor, da, riscându-și ei înșiși viața. Adică trebuie să vedem totuși cum societatea asta așa cum e, cu burele și cu relele ei. Însă, ceea ce noi trebuie să înțelegem este că societatea românească, din păcate, a avut întotdeauna o apetență către rasism, către discriminare, către a se considera mai bun decât suntem. Din lipsa, da, de bani, de mâncare, de educație. Știi, din lipsa de stimă de sine, zic eu de foarte multe ori. Suntem o fundătură aici a Europei, până la urmă, și până la urmă ne remorcăm la valorile altora. Dacă este să ne uităm așa, noi suntem, ne bătem cu pumnul în piept, așa că aici sunt multe chestii. Este, nu știu, Dumnezeu a deșertat ce mai avea în sac, avem toate formele de relief, avem nu știu câte bogății, avem oameni deștepți, avem pe Eminescu, avem o grămadă de chestii și după ce de la o parte un pic chestia asta, descoperi, nu suntem o chestie chiar atât de șmecheră. Mă, suntem la fel ca și ceilalți, da, adică suntem ok, da, dar sunt alții mult mai șmecheri decât noi, pe care noi considerăm inferiori. Da? Ok. Da, adică suntem ok, Doamne iartă-mă, nu sunt genul de om care să zică, vai, ce nasolă e țara asta. Auleu, nu. Da? Dar dacă stai de vorbă cu niște români așa la o bere, o să spună, bă, dar și nemții, mă, sunt cam plictisitori. Să știi că și eu cred că uneori nemții pot fi plictisitori. Doamne iartă-mă, sigur că da. Nu, se știe, nemții, suntem de acord, nemții sunt plictisitori. Nu, unii nemți sunt plictisitori. Pentru că tot eu pot să spun că am stat în casă de nemți pe Airbnb, profesor universitar istoric. Păi am avut o conversație foarte interesantă cu el. Deci, cu omul ăla a pus berea pe masă, am zis, cream că e român. Deci, se întins la vorbă, a pus-o pe nemțoaică, a zis, dacă vrei să mănânci ceva, nu sunt bine. Atâta generozitate și dorință de a comunica real. Și știi ce mi-a spus neamțul meu? Că, auzi, am să-i zic neamțul meu. Neamț. Că neamțul e o poreclă pozitivă, nu? Se știe. Da, unii germani zic că nu ar fi chiar atât de pozitiv. Nu le place să le zic că nemții. Ok, germanul la care am stat în vizită, că nu vreau să-l jignesc, chiar am rămas în bune relații cu el, mai schimbăm mesaje din când în când, după ce am stat de vorbă și zice, auzi, știi ce? Noi nu avem de fapt nimic cu voi, pentru că până la urmă și voi sunteți europeni.
Noi avem probleme cu alții. Mă, da, întotdeauna, știi, ci că hai să ne unim, știi, vorbeam exact cu Chele Mehunor la un moment dat într-o discuție pe care am avut-o la mine la curs, știi, și îmi povestea el de atitudinile anti-rome din interiorul minorității maghiare, care nu sunt puține, da, și îi spuneam, băi, deci atunci când e vorba de țigani, ungurul e frate cu românul, și el zice, da, poți să spui asta. Ok. Da, de ce? Știi, când e vorba să ne unim, da, urile împotriva altuia, hai să vezi că, da, zone care se urau înainte, își dau mâna. Și aduce aminte de cruciade, uite, ți-aduce aminte de cruciade? Când era să atace, spre exemplu, da, lumea musulmană, din motive, nu discutăm despre motive, da, oameni care se urau de moarte luptau în aceeași armată. Da, pentru că era altceva, o ură mai mare care unea. E uman, că aici revenim la chestia asta, schimbările, adică trebuie să înțelegem totuși că schimbările astea nu pot fi făcute și că trebuie să ținem din cont de faptul că suntem niște animale sociale la urma urmei. Da. Da, și că de foarte multe ori acționăm și din instincte. Da. Da? Poate le-am părut celor care ne urmăresc pe alocuri un pic cam dur, dar fac chestia asta din drag față de cei care ne urmăresc, pentru că sunt convins că o inteligență peste medie, trebuie să-i lăudăm pentru că merită. E, las că în jurăturile ți le ia pe tu, așa. O să mi le iau oricum, dar ce, asupra, vreau să insist asupra unui lucru. Undeva în viața asta, cu fiecare dintre noi am fost măcar o dată moldovean sau rom sau țigan, în funcție de cum ni s-a spus, sau homosexual, mm-hmm, sau venetic, sau intrusul din organizație, românul ăla plătit mai prost, sluga lui omul care n-a primit respect, l-a refuzat de fata aia. Mm. Eu am fost în toate scenariile astea. Am avut, spre exemplu, prima dragostea vieții mele era jumătate unguroaică. Nici până astăzi nu știu de ce m-a refuzat. Nu știu de ce m-a refuzat. Așa, din toată, subit. Poate nu-i plăcea de tine. Poate pur și simplu era. Poate nu era o conotație... Da, și tu să-i păstrezi o ură de moarte, neîmpăcat. Sigur că da, pentru că, știi, din nou, suntem produsul educației noastre. Și dacă cineva spunea, băi, vezi, mă, din cauza că e un groain, că, bă, că ungurii sunt între ei, bă, și tu ești... Știi, tu poate fi preluat povestea aia. Și ai fi zis, băi, uite, din cauza... Nenorociți-vă! Ne vor ardealul, bă, de aici. Ne vor ardealul și nu ne dau femeile. Nu ne dau femeile. Deci toți am fost... Măcar o dată în viața asta, într-o situație în care am fost tratați cu lipsă de respect, cu discriminare. Și până la urmă mă torn la un principiu creștin, nu? Că ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Nu? Băi, asta e mesajul și simt că ne apropiem de final. Ăsta e mesajul care mi-aș dori Ne-am întins, să știi, eu te-aș mai ține, dar... Da, mi-aș dori ca fiecare cu mesajul ăsta să rămână. Da? Nu-i oferi celuilalt ceea ce tu nu vrei să primești. Dacă tu vrei să fii considerat inferior doar pentru că ai știu ce religie, ce culoare, că nu știu din ce mediu provii, oferă asta celorlalți. Însă sunt sigur că tu nu-ți dorești chestia asta. Atunci nu e corect oare ca schimbarea să înceapă cu tine și să începi să oferi celorlalți ceea ce tu însuți sau tu însăți ți-ai dorit să primești? Suntem de acord că există în fiecare etnie oameni care... fac lucruri rele. Doamne, iartă-mă. Și sunt destui. Criminalul e criminal, George, da? Zilele astea, da, eu pățesc asta din totdeauna, de foarte mulți ani. În momentul în care unul de-a meu face nefăcută, de-a meu însemnând rom, face o nefăcută, apar sute de hateri care zic, ce ai făcut ca să nu facă țiganul ăla, da? Ce ai făcut ca al tău să nu facă ce ai făcut? Măi, mi-aș fi dorit ca, spre exemplu, când Dincă, criminalul, da, a făcut ce a făcut, România aia, care mă chestionau pe mine, să fi venit și să fi zis, uite ce am făcut eu, ca Dincă, să nu facă ceea ce a făcut. Zilele trecute am avut un caz la Mehedinți cu un criminal în serie care a fost eliberat, da, care a avut o relație cu o minoră pe care pe urmă a și incendiat-o. Da? Din nou, n-am văzut niciunul dintre românii ăștia care mă chestionau pe mine, dar să vină, să iasă în față, zică, domnilor, ne cerem scuze, ne cerem scuze și avem să facă. Și printre români. Da, domnule, ne pare rău, dar pentru că eu sunt solicitat să fac asta de fiecare dată când unul de-al meu
face o chestie de genul ăsta. Criminalul e criminal, indiferent de etnie. Da, adică faptul că eu îți fur ție portofelul, nu o fac țigănește. Da, și colegul nostru, dacă ți-l fură, ți-l fură românește. Eu am fost tâlhărit. Da? Am fost tâlhărit în troleibuz. Și eu. Dar știi ce e interesant? Că acel rom era mână în mână cu niște români. Făceau treaba foarte bine împreună. Da, întotdeauna. Rețelele astea de mic infracționale nu sunt monoetnice. Și erau ultimii mei bani, mă, ce să-mi iau minge de, prima mea minge de basket. Deci m-am fost furat. M-am luat pumni în gură. Am fost amenințat că sunt băgat în portbagaje. Am fost amenințat de traficanți. Da, cu siguranță, da, pentru serios? Că eu atac 2020. Zone, da, atac zone sensibile. Adică eu să mă aștept și eu la din astea acum? Nu știu, că n-am atacat zone sensibile, însă eu am atacat zone sensibile de genul trafic de persoane. Ok. Da, și logică, traficanții care fac milioane de euro pe lună, poate, da? Zic, băi, vrei să te luăm cu japca? Îți luăm nevasta cu japca, îți luăm copiii cu japca, îți luăm... Dar am primit toate chestiunile astea. Însă, eu pot să le înțeleg, da? Însă, dacă eu mă opresc în a spune ceea ce gândesc și ceea ce cred, seara când mă uit în oglindă, vine să mă scuip. Iar eu nu pot să fac asta. Pentru că ai mei au fost deportați. Pentru că erau ceea ce erau. Și nu sunt de acord, nu pot să dorm liniștit dacă cineva suferă pentru că un altul se consideră superior. Pentru că îmi dau seama că asta s-a întâmplat în familia mea și te vin extrem de sensibil. Și zic, băi, bun, ce fac eu să schimb? Că despre asta e vorba, știi, revin la ce fac eu. Ce fac eu? Tac, mă ascund, mi-ar fi ușor. Dar seara îmi vine, când mă uit în oglindă, îmi vine să mă scuip, pentru că principalul meu judecător e conștiința. Pentru că știu că aș putea să fac ceva, astfel încât al meu copil să nu sufere de aceleași prejudecăți de care a suferit bunicul meu, de care am suferit eu. Da? Și atunci, în un moment dat, copilul meu să mă întrebe, ce ai făcut tată să schimb situația? Că lasă numai mă fac căcioară împuțită. Și eu trebuie să mă uit în ochii lui și să-i spun, atât mă, uite atât am făcut. Da. Atât m-a dus pe mine mintea. De bine de rău, la noi. Parcă nu se ajunge la violențe de stradă ca în America, dar cred că problemele de societate rămân și vor trebui rezolvate. Și încă o dată eu cred că avem o oportunitate de a vorbi despre problemele astea în această generație în care am mai ieșit și noi din țară, am mai văzut pe afară, avem internet, mai luăm și alte păreri, cu siguranță foarte diferite față ce am auzit în familie, încă o dată insist. Asta nu înseamnă că familia noastră e rău intenționată, nu, pur și simplu a crescut, cum ai zis tu, în sistemul ăla. Dar este cazul măcar să începem să avem această conversație. Da? Asta cu ridicatul pietrei. Dubito ergo cogito. Da, aia. Exercițiul ăsta nu l-am avut. Eu am avut totul noroc să cresc într-o comunitate foarte diversă, așa amestecată, cu sași, cu maghiari, cu romi. La noi în curte era tot timpul gherghina sau cărăbuș să ajute la muncă. Că pe bani și pe mâncare. Plecau cu desaga acasă la sfârșitul zilei. Adică, genul ăsta de comunități, în comunitățile astea în care am crescut între romi, am văzut și partea de conviețuire că merge, că funcționează, că se poate. Am văzut până și așa prost făcută un pic de împroprietărire ca să-i dai locul lui, să aibă unde să ducă acasă. Că altfel, exact cum ai zis, se mută cu cortul. Adică avem și exemple de muguri de normalitate în societate. Da, nu, fii atent, aici e greșeală. Marea majoritate a comunităților sunt normale. Dar nu sunt vizibile. Adică eu dacă merg pe stradă cu partenera mea de mână, lumea care nu mă știe nu o să mă priceapă ca țigan. Și folosesc termenul dorind să subliniez ceva. Pentru că nu pot. Nu fur. Nu dau în cap. Înțelegi? Noi numim romi invizibili. Uh-huh. Adică ei nu sunt vizibili pentru societate. Culmea că mulți sunt și blonzi cu ochii albaștri. Adică nici măcar după ten nu-ți dau. Au pierdut portul. Nu se îmbracă în fuste. Cei care mai păstrează identitatea prin port limbă sunt în momentul de față destul de puțini. Unii îmi păstrează mai degrabă limba, mult mai mulți. Dar port limbă foarte puțin. 4% port limbă. 4%. Dar lumea extra, bă, zice, toți sunt așa, bă. Pentru că sunt foarte vizibili. De voia lor sau din presiunea societății? Habar n-am. Cred că și din voia lor, pentru că știu, spre exemplu, sau și presiunea comunității. De ce nu poți, spre exemplu, o pălărie?
Măi, nu mi-a plăcut niciodată să port pălărie, dar și plus că nu am fost învățat de ai mei să fac chestia asta. Da? Însă știu foarte multe comunități tradiționale în care, spre exemplu, fetele în comunitate poartă fuste în mall, pleacă în mall, în mașină se schimbă și nu le vezi în fuste, ci le vezi îmbrăcate ca toată lumea. Pentru că vor să fie tratate ca niște egali. Odată, doi, pentru că ele conștientizează că în momentul în care s-ar îmbrăca într-un fel, toată lumea s-ar uita la ele, dar și conștientizează, spre exemplu, că portul tradițional e mai degrabă o chestie de identitate comunitară, nu o identitate în fața celorlalți. E și o fugă de identitate, e și o dorință de... Da, e un mix de chestiuni acolo. Însă, revin la povestea asta, marea majoritate a romilor sunt foarte bine incluși în societate. Dar nu-i vedem. Vedem cerșători, în schimb, și punem anatema pe ei, toți sunt țigani. Mă, nu e adevărat. Dar toate mamele minore sunt de etnie romă. Nu, INSE-ul zice 12%. Da? Toți hoții sunt de etnie romă. Întrebați-l pe Baboi Stroie, fostul secretar de stat de la Ministerul Justiției, și o să vă spună cifrele pe care le făcuse public atunci Ministerul Justiției și în care spunea că 12% din persoanele încarcerate, tot 12%, da, sau 12%, deci unul din 10, hai să zicem așa, sunt de etnie romă, din persoanele încarcerate. Însă logică e vizibilă. Uite, spre exemplu, ultimul nenorocit care a omorât, ferească Dumnezeu, da? A distrus o fetiță pe viață. Era de etnie romă, cap de porc, marele proxenet, era de etnie romă, clanul sportivilor. Sunt romi? Nu. Cordunenii sunt romi? Nu. Da? Și așa mai departe. Mararu de la noi din Moldova, sunt romi? Nu. Dar noi venim și spunem, clanurile țigănești. Dar uităm că, de fapt, cele mai puternice clanuri mafiote nu sunt de etnie romă. Iar până la urmă, ura pe care o transmitem acestei comunități, până la urmă se și întoarce. Provocăm și noi acea violență. Nu pot să... E și inversul valabil. Ca să fim foarte corecți. Da. De asta schimbarea începe cu noi. Da. Undeva trebuie să punem stop. Dar stopul ăsta nu înseamnă că eu să zic, George, tu trebuie să schimbi, că tu ai fost deținătorul meu. Nu, nu. Eu trebuie să văd ce schimb la mine. Dar ce ai vrea să schimb? Dacă ai avea o putere, cea mai importantă schimbare pe care ai vrea să o faci mâine? Să începi să te îndoiești de ceea ce știi. De ceea ce ți-a fost transmis. Și să începi să gândești cu capul tău. O lege, mă. Ceva, un act executiv. Nu, eu nu cred în coerciții. Nu merge. Nu uita, da, că aveam codul lui Dionisie Lupu în secolul XVIII, care prevedea tăierea de mâini pentru hoți și erau foarte mulți hoți. Da, și omorârea pentru fapte banale și erau foarte mulți care făceau faptele banale. Eu nu cred în coerciție, doar în coerciție. Da, însă e nevoie de timp. Da, unii dintre noi simțim că nu avem nevoie, nu mai avem timp. Da, pentru că copilul meu a suferit de nu știu ce la școală, pentru că eu am suferit de nu știu ce la școală. Da, îți vine să te duci la rândul tău să dai 3 pumni în gură. Da, celui care ți-a distrus sufletul copilului. Dar nu ajută. Nu ajută, pentru că dacă eu dau un pumn, tu ai să simți nevoia să dai înapoi și uite, așa ajungem la o chestie pe care nu mai putem controla. Și asta atunci nu ne ajută pe niciunul. Adică eu, dacă vreau schimbare, trebuie să văd ce pot face eu, astfel încât schimbarea să fie una sustenabilă și să te implice și pe tine. De aceea facem apel la cei care, fac eu apel în primul rând la cei care ne urmăresc, să ia în folosul lor ce auzit aici. Dacă considerați că vă ajută orice fel de sfat, folosiți-l, treceți-l prin filtrul bunului vostru simț și al inteligenței voastre, asta le spun cât pot de des, și până la urmă cântăriți, puneți-vă și în pielea celuilalt și alegeți cum vreți să fiți tratat, pentru că de cele mai multe ori noi alegem cum să fim și cum vom fi tratați. Sper că acest podcast să nu mi-aducă un val de unsubscribe, de dislike-uri și de hate, dar trebuia făcut. L-amânăm de prea multă vreme. Îmi doream foarte mult pe cineva cu care să stăm de vorbă și să știi că te mai chem dacă mai vii. Cum are drag. Poate mai vorbim de niște chestii mai aplicate, mai concrete, mai alte subiecte la ordinea zilei, dar nu am vrut să ratăm oportunitatea de a deschide această discuție și la noi. Faptul că se vorbește peste ocean, în America sau în Marea Britanie sau în alte locuri unde se mai fac și niște proteste, nu neapărat că avem noi nevoie de proteste, dar de undeva trebuie să înceapă schimbarea. Trebuie să avem o conversație în primul rând despre chestia asta și cred că până la urmă ce facem noi aici nu ar trebui să iște ceva negativ, ci dimpotrivă o conversație care să ne ajute pe toți să trăim unii cu alții. Că nu prea avem de ales, trebuie să trăim unii cu alții. Doamne ajută, George, mulțumesc de invitație. Încă o dată îți mulțumesc, Gelu Duminică. Vă mulțumesc și vouă dacă v-ați uitat. Nu uitați să dați un like.
sper eu, un share să vadă și prietenii voștri dacă vreți să fie un pic mai bine informați, dacă sunt bine intenționați. Și un subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Deveniți și membri în comunitatea noastră din nou dacă vă doriți și puteți. Iar până data viitoare să vă fie numai bine!